Federației Ruse nu-i convine guvernarea de la Chișinău, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la TVR1, precizând că autoritățile de la Kremlin își doresc o guvernare prorusă în țara noastră. Șefa statului a mai precizat că de la începutul războiului în Ucraina, la adresa Republicii Moldova, au fost lansate mai multe amenințări de la diferiți reprezentanți ai puterii de la Moscova. Maia Sandu a mai spus că în prezent în Republica Moldova nu există pericolul unei invazii militare, iar acest lucru se datorează faptului că Ucraina luptă pentru libertatea sa, în acest fel luptă și pentru libertatea Republicii Moldova. Moscovei nu-i convine guvernarea de la Chișinău. Moscova își dorește o guvernare prorusă la Chișinău și de la începutul războiului în Ucraina, în adresa țării noastre, au răsunat multe amenințări de la diferiți reprezentanți ai puterii de la Moscova. Acum câteva zile l-am auzit cu toții pe ministrul Lavrov și amenințările care le-a făcut în adresa Republicii Moldova. Acest plan nu este o noutate. Noi am văzut încercări în toamna anului trecut, încercări de a provoca proteste violente și de a forța guvernul de la Chișinău, guvernarea, să intre în negocieri pentru declanșarea alegerilor anticipate. Doar că aceste planuri nu au reușit în toamna, atunci s-a mizat pe criza energetică, s-a mizat pe faptul că Republica Moldova nu se va descurca, nu va avea suficiente volume de gaze, nu va avea suficienți bani ca să cumpere electricitate în altă parte decât unde cumpăram până acum. Guvernul s-a descurcat, am trecut de această iarnă, inclusiv datorită sprijinului din România și din partea altor țări prietene. Și acum vedem o nouă încercare, cel puțin din aceste informații, vedem o nouă încercare. Elementul nou aici este să fie aduși oameni din afara Republicii Moldova, pentru ca să fie provocate acțiunile violente și respectiv să se creeze această stare de destabilizare în societate. Vreau ca cetățenii să cunoască despre aceste riscuri, vreau să nu se lase folosiți în asemenea situații. Și bineînțeles că am discutat cu instituțiile statului ca să fie vigilente, ca să prevină asemenea scenarii și asta vom face în continuare. Și vreau ca cetățenii Republicii Moldova să știe că sunt în siguranță și noi în continuare vom face totul pentru a păstra liniștea și pacea în țara noastră. La moment nu există un pericol iminent de invazie militară și acest lucru se datorează faptului că Ucraina luptă pentru libertatea sa și în acest fel luptă și pentru libertatea noastră. Atât timp cât Ucraina îi ține pe ruși, ține forțele armate rusești departe de Republica Moldova, atât timp suntem în siguranță. La aceeași emisiune televizată, Maia Sandu a spus că nu va candida la nicio funcție în România. Vreau să fie foarte clar, nu candidez la nicio funcție în România. Știu că de partea cealaltă a Prutului sunt români care ne urmăresc. Unii apreciază, dar noi avem niște sarcini importante aici. Trebuie să rezistăm și să ținem Moldova de partea lumii libere, a mai declarat Sandu pentru presa de la București.